Bilanț negru în Chile. Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în incendiile devastatoare ce au cuprins sala din America de Sud a crescut la cel puțin 46. În continuare, autoritățile se așteaptă ca bilanțul să crească în orele următoare. Flăcările violente au pârjolit mii de hectare de pădure, au acoperit orașele de coastă într-o ceață densă de fum și au forțat oamenii din regiunile centrale să-și părăsească casele. Totodată, rafalele de vânt au atins viteze de 40 până la 50 de km pe oră, ceea ce a favorizat apariția de noi și noi focare. Incendiile sunt cauzate de un val de căldură și de secetă care afectează partea sudică a Americii de Sud. Acestea au loc pe fondul fenomenului El Nino, iar oamenii de știință au avertizat că încălzirea globală crește riscul de dezastre naturale, cum ar fi căldura intensă și incendiile.